vrând nevrând, mini-vacanța de 1 mai și Paște a ajuns la final, astfel că fericiții care s-au bucurat de farmecul mării în ultimele zile au plecat spre case. Traficul dinspre Constanța spre București a fost mult de congestionat vara trecută, odată cu deschiderea A2 pe tronsonul Constanța-Cernavodă și darea în folosința agenturii ocolitoare A4. Însă experiența neplăcută a ultimilor ani, marcată de ambuteiaje de zeci de kilometri și accidente grave în astfel de momente de reflux al turiștilor către case, i-a determinat pe polițiștii Serviciului Rutier să fie extrem de precauți. Pentru conducătorii auto care se îndreaptă astăzi către domiciliu, le recomandăm să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic pe tronsonul pe care se deplasează, să nu se angajeze în efectuarea depășirilor neregulamentare, să păstreze o distanță suficientă față de autovehiculul dinainte pentru a preveni producerea unei coliziuni și nu în ultimul rând să-și cupleze centura de siguranță. Pentru cei care au petrecut până astăzi, rutele recomandate de agenții de la rutieră pentru întoarcerea spre casă sunt DN39, bifurcația A2 la Agigea pentru cei care pleacă din stațiunile din Sud și Constanța A4, A2, Constanța DN22C Cernavodă sau Constanța DN2A, Hârșova, Fetești, Drașna, A2 pentru cei care și-au petrecut vacanța în Constanța, Mamaia ori Năvodari.